discuția cu domnul Constantin Măguranu. Și de ce începem repede discuția cu domnul Măguranu? E că s-ar putea să nu-l mai prindem, că pe 9 februarie, dacă nu mă înșel, îl așteaptă neagra străinătate. Așa? Nu, plăcerea de a fi în mijlocul celor din Montreal. Ei se uită la noi. Serios? Da, DJ Petru și cu Fanny, cu soția lui. Și mă așteaptă acolo pentru prima dată în Canada. Da, cam și... ce o să le cânți, așa în principiu? Muzică populară. Hai atunci să-l lăsăm pe Constantin să înceapă. Muzică populară pentru că la muzică ușoară l-a luat pe... Pe Nicu, da. Nu. Pe cine l-a luat? Pe cine l-a manele atunci? Au vrut să le apă Samfira, dar era ocupat. Data viitoare vin eu cu siguranță. Văd un albastru infinit. Vreau să-i spun nașului meu de la Craiova, Minel Rădulescu, la mulți ani, pentru că astăzi împlinește 60 de ani. Viața începe la 60, la mulți ani, nașule! Lasă-mă, Doamne, în mulțime, că aici mi-e cel mai bine. Unde e masa întinsă de oameni frumoși cuprinsă. Lasă-mă, Doamne, aici, lume, lume, cu rude și cu amici, lume, lume, cu prietenii de-o viață, lume, dragă lume, ce nu mi-au trecut prin față. Prietenii de-o viață, lume, dragă lume, ce nu mi-au trecut prin față. Bun e vinul când îl bei, mă, lângă toți cei dragi ai tăi, mă. Și-l bei cu bucurie când îi vezi la veselie. Lasă-mă, Doamne, aici, lume, lume, cu rude și cu amici, lume, lume, cu prietenii de-o viață, lume, dragă lume, ce nu mi-au trecut prin față. Cu prietenii de-o viață, lume, dragă lume, ce nu mi-au trecut prin față. Ce beau, nu mă întrebați, mă, mi-e drag să stau între frații, mă, să-i văd cum se îmbrățișează și ce frumos se distrează. Lasă-mă, Doamne, aici, lume, lume, cu rude și cu amici, lume, lume, cu prietenii de-o viață, lume, dragă lume, ce nu mi-au trecut prin față. Prietenii de-o viață, lume, dragă lume, ce nu mi-au trecut prin față. Lângă lumea adunată, viața mea e mai bogată. Lume-ți dau inima mea, măi, și mă plec în fața ta. Lasă-mă, Doamne, aici, lume, lume, cu rude și cu amici, lume, lume, cu prietenii de-o viață, lume, dragă lume, ce nu mi-au trecut prin față. Cu prietenii de-o viață, lume, dragă lume, ce nu mi-au trecut prin față. Mă gândeam în timp ce cânta Constantin Măguranu, cum fac
trăiască prietenii mei, să trăiască. Aproape că ai avut bis. Să vă mențineți, fraților, da, după atâtea petreceri și chefuri cărora le sunteți distinși oaspeți. Avem în venă chestii. Avem în venă. Ne băgăm dacă n-avem. Ne aducem. A căzut. Ce ai făcut? Ajută-ți, te rog, ajută-te. S-a făcut. Hai să mai adunăm din ele. Un bursuc fără baterii, nu e bun. E la mama. Vă rog să-mi puneți bateriile înapoi, că altfel mă opresc brusc. Aoleu, ți-a luat baterii din astea ieftine, tată. Ia, ce vrei dacă în fiecare zi trebuie să îi le schimb? Dar consumă mult, că e mare. Ce faci, bă, Tampina? Vezi că am dat astea alcaline, băi. S-a spart tot. Consumă mai mult decât microfonul meu la cântări. Deci spuneam că voi vă duceți la petrecere și aveți grijă ce mâncați și ce beți? Eu nu mănânc la nuți și la petrecere. Nu mănânc. Deci o vara slăbesc, de zice lumea că n-am ce mânca acasă. Nu pot să mănânc. Și vă spun de ce. De ce? Mănânc la nunta asta. Da. Dacă mănânc ceva și nu priește, până la altă ce fac? Da, așa, asta e adevărat. Eu dacă nu mănânc, nu pot să cânt. Vezi? Că broasca vorba aia nu cântă pe usca. Dar dacă te uiți la Sampira, el mănâncă la o lună, două. Sau mănâncă numai cum, când plouă și cum n-a plouat în vara asta. Se vede că n-ai mâncat. Auzi, dacă eu mănânc ca și copilul nostru. El e ca și copilul eu nostru. Eu nu refuz nimic. Eu sunt copil. La fiecare nu trebuie să plec, dacă m-au invitat oamenii. Care, la oasă, nu? Dar fii atent, la o nuntă m-am dus și cântăreața de acolo mă știa și să-mi fac o farsă, zice, soacră, domnul Sanfira, îi pune și sarmale la pachet, că ăsta nu mănâncă, e rușine de față cu lumea, e mai figurant. Și mă pomenez, mă duc la mașină, vine să-mi dea banii ce mai avea de dat și cu o oală de sarmale. Și eu zic că... Și eu trebuia să fie la altă nuntă. Și zic, și cu asta ce fac? Păi eu e pentru dumneavoastră, că mi-a spus doamna. Mi-a spus că dumneavoastră... Cine v-a spus? Că nu prea mâncați așa de față cu lumea, că mâncați mai urât. Că mănânc urât și de-aia mi-e rușine de lumea. Ca cu mâna. Da, 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 nu știu să folosesc furculița. Păi voi când vă rămâne mâncare, mai gândiți-vă și voi și la prieteni și mai aduceți cu oala de sarmale și încoace, că nu-mi zice nu. Când am făcut că casa la... Că noi numai la cei săraci. Păi da, nici noi nu ne dăm bani. Da, să că nu suntem bogați niciun. Voi sunteți avuți. Nu, nu. Când am făcut casa la Târgu Jiu, m-am dus la o nuntă și la fel, înainte de la niște oameni, deosebi la țară. La țară omul îți dă jumate din porc din curte, dacă e drag de tine. Și când a venit, n-am mai refuzat, că știam că am lume la masa a doua, a treia zi, oameni la muncă. Și zic... Faianță, mă, se zice. Și, da, și zice, v-am adus și o sticlă de țuică. Dar eu zic, eu nu prea beau mai mult cu vin, am văzut că nu mi-a pus vin. Ce, avem și vin? Ei, așa da! Și mi-a pus și vin. Dar asta e cea mai tare. Eu am fost la niște prieteni să fac un program și nu le-am cerut onorariu. Am zis, mă, hai să nu... Poate fi drăguț și o să vedem. Și am tot stat, am terminat program, am mai stat acolo, zic, nu, liniștea cu onorariu, nu... Hai că nu mai vine așa. La un moment dat vine părinții și zice, serviți ceva? Păi servezi măcar cu atâta să mă mulțumesc. Sau, nu știu dacă ai auzit acum vorba aia cu mormântarea, că zic, băi, Teo, n-ai venit și tu la X la mormântare? Păi ce dracu, mai venea ăla la mine? E ca la nunta asta! La Caietra, în Oltenia! Și că să te duci ca să-ți faci oameni! Deci, vai nenică. Da, noi nu suntem sănătoși, că altfel nu ne chemați dacă era pe cacama. Domnul Beni, iertați-mă că vă întrețin, domnul Beni. Da, te rog. Un banc, știți, domnul Beni, așa din... Fiare, din sufletul meu. Nicule. Spun unul despre bărbați, că nu sunt băiatul. Bărbați aici. Da, domnul Beni, da. Mai... Nu, spune-i, te rog frumos, că tot... făcea asta, Dolănescu făcea 74 de ani astăzi. Fă cum făcea Dolănescu, te rog eu frumos. Da, era simpatic, foarte simpatic. Te rog simpatic eu frumos. La o filmare... Cum făcea, nu cum face. Cum făcea. Ai dreptate ce spui tu. Da. Cum făcea. La o filmare, am tăinat filmarea tot și ziceam, hai, toată lumea la mine acasă, că pun o oală de sarmale și să mâncăm cu toții oală de sarmale. Am sarmale făcute de curcan și sunteți invitații mei, dacă nu veniți, mă super foarte rău. Hai, vă rog la mine. Toată lumea. Și avea câtea sarmale? Păi da, dumnealui în fiecare an avea... Eu acum două ore eram la dumnealui la cimitir. Incredibil. Deci eu în fiecare an merg la dumnealui la cimitir și când mă trezesc acolo, toate televiziunile, toate rudele, a făcut părintele Cărămizaru, i-a făcut slujbă, da, așa, și când eu m-am dus în fiecare an mă duc la dumnealui să-i duc o lumânare, o floare, da, când mă trezesc cu toți ăia pe acolo, zic, băi frate, ce-i cu voi? Păi așa venim în fiecare an. Eu mă duc întotdeauna fără să mă vadă cineva, pentru că așa simt așa eu. Așa simți tu. Așa, da, simt eu, dar în fiecare an.
de 9 ani mă duc în fiecare. Apropo de simțiri, o să vă rugăm acum să vedem să-mi dacă... Să vorbim și despre cerii vii. Da, să vedem acum dacă veți recunoaște anumite personaje. Auzi? Păi, apropo de simțiri... Mi-am amintit că am avut un episod. De Beni, mă! Iată, am uitat de bani. Pe doamna Ștefania Rareș. Și începe să povestească. Stai mă că vorbim unul peste altul. Ia, iertați-ne, asta știe că lucrează în televiziune. Și când am mers noi la un spectacol cu bietul Nea Vasile, dar Dumnezeu să-l ierte că s-a dus și el. Și de acolo am plecat la Iona Lucutare, a murit și el, Dumnezeu să-l ierte. Am lăsat-o la vreo 5 morți din asta. Și am zis, doamnă, dacă ai vin, aveți nicio amintire. Păi nu, mamă, că eu sunt de mult și sau că am dus toți. Vreau să ne uităm în ecranul acela. Hai să de acolo încercăm totuși un efort și să ne ducem la fetele și din muzica populară. Și da, să vedem dacă recunoaștem. E nasul Emiliei Ghinescu, nu? Sus în jos sau de jos în sus? Nu e nasul Emiliei Ghinescu, ba da. Pe jumătate de ecran că noi nu vedem. Cine știe? Îi spun lui bărbasul, treaba ta. Mama, mamă, ce vorbe ies. Nu-i nimic, nu-i nimic. Fata cu minte, dar vorbe tot îi ies. Nu, nu e ceva putre la mijloc. Aici vă las pe voi, știu și aici, dar vă las pe voi. Mă, după Gine, cred că-s false. Nu, e Angela Rusu asta după ochi. Bă, incredibil! Angela, da? Da, Angela Rusu. Și pe la ochi, pe la sfârșire, cât e cu paniculetul? Nu, mă uit atent la fiecare și mișcare. Cu Angela? Nu, nu, nu. Că și Angela, că și Angela, așa. Vorba aia, prezită. Am pe mărite. Hai să mergem mai departe. E, hai, ia să vedem. Două secunde să răspundem. Eu aici nu mă mai bag, vă las pe voi, dar știu eu nu cine văd până acolo în fază scurtă, alungă eu în verde. Eu știu cine e. Gâtul cui? Haideți să ne uităm aici, nu-l... Irina Login? Oh, ce gât frumos are. Doamna Irina, da. Băi, nenică! Scoateți-l pe ăsta afară. Ți-a spus înainte? Nicule, ți-a spus înainte? Nu, dar... A, știu, știu de ce, de la ce, de la costum. Nu, ba, nu, da, de la costum, nu că voi arăta gâtul în costumul, ce? Nu, no, și aici, partea... Uite-te să vezi că arăta. Mă, bă, mare vagabond, ești, voi, acum îmi dau seama. Aici vă las pe voi, da, știu. Dar știi cine-i? Bă, băi, mă, i-ai mâncat ficații. Ia. Păi înseamnă că voi i-a spus. Bă, și la dinte e... Cuvântul meu de onoare că nu i-a spus. Care are dinți frumoși. Mariana Ionescu Căpitănescu. Ei, hai, lasă-ne, Doamne, iată-ne, lasă-ne. Du-te, du-te, du-te. Du-te pe unde ai venit. Bă, dar avem nicio șansă. Și aveți cuvântul meu de onoare că eu nu știam. Alina, nu te supăra. Pun-o și pe Beyoncé, sunt curios dacă... Nu, la Beyoncé, Măgureanu, ele te-ai dat în fapt, Alina. Margareta, ai dat-o da, cu totul. A Margareta, ai dat-o clipa. Tot, și acum să fi zis că e altcineva. Da, să fi zis, mai, da, da, da. Las și pe voi. Hai să vedem dacă ce mai să avem ne ceva. Ia să vedem acum. Păi voi vă las. Matilda Pascal cu jucărița trebuie să fie. Da, da, aici aș fi zis și eu. Dinți ca ai Matilde, niciodată. Să căci în fața! Du-te acasă! Nu mai din primele emisiune. După gleznele recunoști? Baga și o gleznă, baga că e posibil. Baga și o gleznă, nu avem glezne, doar glumeam. Incredibil așa ceva! Bravo, mă, dar tu ai lucrat la din ăștia care descoperă... Ia, hai să încercăm după bijuterii. Mioara Velicu, nu mai vă umbla. Termină-te! Nu, nu, îi cunosc chinelul! Nu cred! Nu cred! E făcătură! Să-l scoată pe ăsta afară cineva! Alina, cineva a vorbit! Pe cuvânt. Mă, ne ia fața asta. Îi cunosc chinelul. După inel mi-am dat seama. Dar și de ce te cunosc la... după sprâncene. Ia, sprâncenele. Aici știu și eu. Și doamna Irina Berișoreanu. Da. Bravo, v-am lăsat și pe voi că era ușor. Nu e? Ia. Nu? Irina Berișoreanu, nu e. Ia. Nu. Hai, popușa. Tina Turner înainte de pensionare. Hai, putem. Maria Ciobanu. Bravo, Nicule! Nu? Eu țin cu Nicu! Nu, nu sunt de acord, s-au tatuat la același salon, nu sunt de acord. Îmi pare foarte, dacă zicea Nicu, era ea. Știi ce cred că au făcut? Cred că au luat sprâncenele și două portrete, știi? Și ce zice Nicu, aia bagă. Înseamnă că el se uită într-adevăr la detalii. Da. Bă, dar chiar așa? Și eu mă uit la detalii, nu la astea. Eu le recunosc pe astea din viața mea după contul meu bancar. Ala, ia, ca. Cum a trecut, știu cum... Îți virează, îți virează. Nu, îmi ia, nu-mi virează. Aia da. Nu-mi virează. Alina, mor de drag. Nu spune că nu mai avem. Mai bagă două, trei să... Și pentru ei, vreau să recunoască și ce să mai recunoască? Că-s colegele voastre. Nu se vede bine acolo. Dacă mă pune pe mine, nici pe mine nu mă recunosc. Așa e. Trebuia să mă bage pe mine. Ce ți-a făcut? Să nu mai vii cu mine. Nu mai vii cu tine. Băi, m-a nenorocit.
Și pentru la fel, eu de-aia sunt... Păi ăștia îi recunoașteți, ia uite, uite acum. Ia uite. Băi, ia uite, mă, 300! Din folclor, din folclor. Înainte de a răci. Așa. Ce vei cânta în emisiunea noastră? Se plânge că o să răcească în scurtă vreme. Se nu gândește... am răcit deja, că am fost la Ierusalim și a fost temperatura, m-a păcălit. O să cânt, bineînțeles, un cântec satiric, că nu mi se potrivește muzică altceva. Populară. Și muzică populară, da. Muzică da. Populară, da. Să cântai, mă, cum a zis Constantin mai devreme? Multe mândre am învârtit, lele pe degetul al mic. S-o crezi tu? La ce s-a întâmplat eu cu Nicu? Nu, no, nu, no, eu votez cu Nicu la orice oră. Adică, credem. Hai, băi, detectiv e, jur, Colombo. Nu mai pot să cânt acum. Poftiți cu încredere. Deci ne-a umilit, ne-a umilit. Hai. Dacă aveți nevoie la SRI, la ceva, domnul Nicu Dacu. Degetul mic, niciuna nu mi-a scăpat, zic unică, spui de drac. Multe mândre am învârtit, lele pe degetul mic, niciuna nu mi-a scăpat, zic unică, spui de drac. Ăsta sunt și n-ai ce-mi face, altul mama nu mai face. M-a făcut mama frumos și că îl are și pe jos. Ăsta sunt și n-ai ce-mi face, altul mama nu mai face. M-a făcut mama frumos și că îl are și pe jos. Bă! Am lume o boală grea, iau muierea altuia. Mă strec orca peștele și le fur mândruțele. Ăsta sunt și n-ai ce-mi face, altul mama nu mai face. M-a făcut mama frumos și că l-are și pe jos. Ăsta sunt și n-ai ce-mi face, altul mama nu mai face. M-a făcut mama frumos și că l-are și pe jos. Ia-uzi, bă! Ideea că e tineră și vrea mână, sună! Mă caută tinerele, dar n-au loc de bătrânele, că parcă s-au cam zmintit, le cam arde de iubit. Mă caută tinerele, dar n-au loc de bătrânele, că parcă s-au cam zmintit, le cam arde de iubit. Ăsta sunt și n-ai ce-mi face, altul mama nu mai face. M-a făcut mama frumos și că l-are și pe jos. Ăsta sunt și n-ai ce-mi face, altul mama nu mai face. M-a făcut mama frumos și că l-are și pe jos. Bravo! Pentru că a venit vorba... Avem reclamații, să știi! Avem reclamații! Da? Da! Am primit câteva telefoane, nu le avem la noi, dar noi le-am primit, conform cărora tu te-ai cam duce și prin club. Acolo cam care sunt regulile? Că noi ăștia mai bătrânei, că am auzit noi aluziile din cântec, nu prea ne mai ducem așa în ultimul timp. Ia zi. Și o sârbă deci, pe acolo. Abia aștept câteodată când ajung de Crăciun și de sărbători să merg în club cu gașca mea de la Târgu Jiu, ne luăm masă, retras așa într-un colț și ne simțim bine. Și ne luăm masă de acasă. Ne luăm masă de acasă, dacă nu. Avem din asta mică, știu, o băgăm în porbagaj și ne ducem cu ea. Și mă duc și mă distrez până dimineață. Nu, ei știu, dacă vine nebunul, adică eu, stăm până la 6. Dacă lipsesc, pe la 4 se tirează. Și îmi place să mă distrez. Dar le-am făcut o propunere. Eu merg cu voi la club și voi veniți la spectacole de folclor. Și așa am atras o gașcă mare de prieteni din gașca mea. La club! La spectacole! Și spre dimineață mă duc și dau, îi dau un șat DJ-ului și spune: bagă măcar un Constantine, ceva, o Vlașca, ceva, să... și tot se prinde într-o horă și joacă și se simt bine.
noi avem menirea, mai ales cei tineri din generația asta, să-i apropiem pe prietenii noștri de folclor. Pentru că ei au puțin la început... folclor. Reticență. Da, sunt puțin reticență. Bun cuvânt. Și atunci eu duc, stai bă, că nu e așa, noi cântăm și veselie și cântece sigur satirice, cântecul de dragoste. Și auzi, da, de club, o piesă de club, știi să cânti? Bagă una de club. Da, pa. Mamă, știi? Da, pe timpul nostru, Teo... Da, iubitule. Se mergea la ceai. Se mergea la ceai. La ceai dansant. La discotecă. Da. La... Dar auzi trebuie că... să-ți arăt cum se dansa. Vino să-ți arăt. Yeah. La Bayram. La Bayramul cel mai, unde, cel mai sexos stas. Ia să văd. Ia așa, stai. Oh. Nu, nu mă opri. Aplauze, vă rog. Alinuța, hai să încercăm. Oh. Așa, o piesă avem. Asta. Ia să vedem. Așa era, da. Piesa de început. Orice, iată. Pot să pun orice, ia, piesă, că toate erau la fel. Sandra. Și să stai așa. Dar mai stăm așa că... Numai așa se făcea. Și ceai unde se ținea între noi?